Bun găsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Sănătatea în Focus, o inițiativă educativă SECOM prin care ne propunem să încurajăm un comportament preventiv atunci când vine vorba de sănătate. Astăzi vom aborda sănătatea dintr-o perspectivă ușor diferită, indirectă. Vom vorbi mai puțin despre sănătatea fizică și cea emoțională și ne vom concentra pe felul în care pandemia ne-a schimbat stilul de viață, relațiile și ne-a făcut să ne reevaluăm, poate, anumite convingeri sau valori. Invitatul acestei ediții este Alexandru Dincovici, antropolog, lector asociat la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și doctor în sociologie din anul 2013. Domnule Dincovici, bună ziua, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu mult pentru aceasta. Am să încep discuția de astăzi remarcând felul brusc în care s-a schimbat viața noastră așa de zi cu zi, de câteva luni, iar acest lucru este vizibil chiar în stilul de viață și mai ales în modul în care ne alegem noi să locuim. Am văzut că mulți și-au schimbat inclusiv orașul, ori un alt oraș, ori au trecut de la un oraș și-au ales să locuiască la sat. Care este cauza și raționamentul din spatele acestor decizii? Au apărut alte nevoi ale oamenilor? Cred că aceasta este o mișcare care a început cu ceva mai multă vreme în urmă și care se regăsește mai ales la anumite categorii sociale. Cred că ceea ce numim noi middle class se vede asta mai mult, pentru că deja sunt oameni care începuseră să-și caute locuințe și să se mute rural un pic mai departe de agitația din oraș. Iar acum pandemia n-a făcut decât să, pe de-o parte, să faciliteze o mișcare de genul acesta, pentru că vorbim de categorii de oameni care are mai ușor să lucreze acum de acasă, și pe de altă parte, cred că a făcut și mai mulți oameni să-și dorească toată chestia asta, pentru că dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în urmă, starea de urgență ne-a forțat să stăm mai mult în locuințe și în continuare, chiar și acum, există tot felul de restricții care afectează ceea ce putem face în afară. Și suntem nevoiți să stăm în casă și dacă stai la bloc între patru pereți, e ok, e suportabil o perioadă de timp, dar nu timp de un an sau mai mult cât vor dura lucrurile și atunci e cumva normal să te reorientezi către locuire, începând de la mici modificări care să-ți facă viața mai suportabilă între patru pereți, care să-ți adapteze locuirea pentru provocările de acum, pentru că iarăși pentru foarte multe ori din nou vorbim cam de aceleași categorii, când toată lumea se bucură din păcate de lux de a putea lucra de acasă. Locuirea a devenit ceva care trebuie îmbinat cu birou și cu școală și atunci dacă ai și copii, stai în două camere, e complicat că trebuie să identifici spații de birou, spații de lucru, să încerci să creezi puțină intimitate într-un loc care nu era gândit pentru asta înainte, sau era gândit mult prea puțin și cumva e normal să vedem niște reconfigurări din asta destul de mari de practici de locuire, fie că vorbim despre modificări asupra locuinței proprii sau de modificări asupra locului în sine în care locuiești sau în care se petrece mai mare parte a timpului. Am învățat să percepem virusul SARS-CoV-2 ca pe un pericol, ca pe un dușman chiar, dar în același timp cred că tot el ne-a făcut să valorizăm mai mult și să avem un mod activ de a avea grijă de sănătatea noastră, să avem o abordare preventivă. Ce spun datele pe care le aveți despre modul în care s-a schimbat atitudinea românilor față de grija pentru sănătate? Uitându-mă la ce cercetări s-au mai făcut de la începutul pandemiei, la lucrurile pe care le vedem în jur și, în general, la contextul acesta mai larg, cred că nu doar virusul e pericolul principal aici, ci faptul că virusul e ceva invizibil care ne afectează practic orice fel de interacțiune, fie că vorbim de interacțiunea cu alte persoane sau cu interacțiunea de spații, obiecte, practici, locuri și așa mai departe. Pentru că deodată ne-am trezit prin martie, așa cel mai bine, că orice lucru cu care intrăm în contact sau orice loc cu care intrăm în contact poate deveni un pericol. Și sunt chestii care au fost, pe de-o parte, ușor de conștientizat și de anticipat. Ok, nu e bine să te duci în aglomerație pentru că te poți îmbolnăvi de acolo, ceea ce se știa și înainte când era sezonul răcelilor. Dar, pe de altă parte, avem tot felul de practici care au trebuit regândite. Faptul că atingem cumpărăturile și la un moment dat s-a tot spus că poți să te infectezi în contact cu tot felul de suprafețe pe care virusul supraviețuiește până la nu știu câte săptămâni. Nici acum nu știu ce date clare există în sensul acesta, dar
cumva orice interacțiune a noastră a devenit un potențial pericol de infectare și atunci asta ne-a făcut să ne regândim în relația noastră cu corpul și cu ceilalți și cu toate obiectele pe de-o parte. După aceea avem problema sănătății, care s-a transformat, cred, din două puncte de vedere. Pe de-o parte, la un nivel macro, ce vedem? Sănătatea devine toată importantă, dar în două moduri. Instituțiile de sănătate au căpătat toată importanță capitală, adică au devenit practic instituții de siguranță națională. Dacă ne gândim că poți ajunge sau ai putut ajunge la un dat închis în spital ca într-o închisoare, e destul de clar de ce spun asta. Dar, pe de altă parte, sănătatea a devenit și o potențială armă. Oamenii care consideră că au sistemul imunitar destul de bun, poate să fereze mai puțin de coronavirus. Cei care nu încearcă să facă tot felul de lucruri ca să se protejeze. Și e o relație din asta destul de ambivalentă, pentru că putem ajunge să ne ferim de instituții, de medici, de spitale, de policlinici, așa mai departe, pentru că fie suntem respinși sau nu știm ce fel de tratament vom avea acolo în perioada asta, când e destul de delicat, fie, pe de altă parte, eu cumva încercăm să ne folosim de tot ce se întâmplă acum ca să ne protejăm și să nu mai ajungem deloc acolo. Și e destul de ambigu modul în care s-au transformat lucrurile acum și cred că există niște forțe care acționează cumva în sens contrar. Pe de o parte ne-am dorit să avem mai multă grijă de sănătate, pe de altă parte poate încercăm să facem asta fără să intrăm în contact cu practici sau cu instituții sau cu oameni care erau în mod tradițional asociați cu toată porțiunea asta din viață. Virusul acesta despre care se tot vorbește și care ne-a schimbat în ultimele luni viața tuturor, a devenit inamicul numărul unu al sănătății noastre, iar persoanele infectate au început să fie stigmatizate pentru că, cred unii, nu s-au protejat suficient în ciuda nenumăratelor măsuri recomandate de autorități, deși noi știm că nu este chiar așa, de multe ori chiar nu depinde doar de noi. Din perspectiva dumneavoastră și a datelor pe care le aveți, cum a fost interpretat de români diagnosticul infectat cu coronavirus? Cred că avem multe interpretări posibile, unele chiar contradictorii care coexistă în același timp, dar ați pus punctul pe ei când ați menționat responsabilitatea individuală. Cred că asta e o mare problemă care ține în general, de modul în care a fost gestionată pandemia și în care s-a comunicat și se comunică în continuare pe tema aceasta. La început, cred că în primele 2-3 luni, diagnosticul a fost extrem de stigmatizant. Și a fost stigmatizant pentru că efectul unui diagnostic cu COVID a fost cumva o sentință, cum spuneam, ca o sentință de încarcerare cumva pentru multă lume. Adică în momentul în care ți se punea acel diagnostic și acum în continuare parțial așa în anumite situații, nu mai ești un simplu bolnav, pentru că devii supravegheat direct de instituții ale statului și nu mai poți să faci anumite lucruri pe care înainte puteai să le faci. Ceea ce nu se întâmplă, cred că, cu aproape sau cu nicio boală neapărat din istorie, că s-au întâmplat cazuri de genul acesta cu bolnavi care erau complet izolați pentru că erau un pericol social, dar nu cred că s-a întâmplat în istoria noastră curentă, cel puțin nu în România. Și atunci a fost o teamă foarte mare de aici, pentru că nu vorba că nu supraviețuiești virusului, de exemplu, sau că diagnosticul în sine e ceva grav, dar consecințele sale, care presupun că deodată dacă ești infectat, ești rupt complet de comunitate, de cei dragi, de cercul tău social, ajungi într-un spital supravegheat unde nu mai ai niciun fel de control asupra existenței tale, e înfricoșător pentru, practic, pentru oricine. Și uitându-ne și la ce s-a întâmplat cu oamenii care au decedat, cel puțin la începutul pandemiei, cu toate, spunem, tradițiile care au fost afectate de asta, de la căsătoria până la și la înmormântări. Pe de altă parte, ce e foarte problematic aici este că diagnosticul mai ajunge acum și un motiv de ceartă, de dispută și așa avem clivaje în societate pe teme din acestea majore, de la alegeri la absolut orice. Acum apar și pe tema măștilor și a unor practici asociate cu diagnosticul de coronavirus și cumva suntem făcuți să ne simțim responsabili dacă ne îmbolnăvim. Adică boala ajunge și diagnosticul ajunge în final foarte mult din discursul public o vină individuală și noi suntem singurii vinovați și asta e o problemă destul de mare acum pentru că dincolo de impactul asupra sănătății, să zicem, fizice, dacă putem să facem separarea asta a populației,
Impactul pandemiei acum este foarte mare și asupra sănătății mentale și a relațiilor sociale. Și dacă pe lângă toate lucrurile la care trebuie să avem grijă, mai avem un plus și chestia asta, trebuie să ne simțim și vinovați că ne-am îmbolnăvit, după ce că oricum boala în sine nu e o experiență plăcută deloc și vine cu toate consecințele amintite mai devreme, e destul de problematic. Și aici, în funcție de cercul în care ne aflăm și de unde primim diagnosticul și de cine află, poate să fie, nu, o stigmă extrem, extrem de mare. Cred că ar trebui să ne oprim din a căuta vinovați, probabil să acceptăm că situația așa cum e și avem și noi control limitat, putem să facem niște lucruri, dar pe altele nu. Dar măcar să nu ne mai simțim rău dacă se întâmplă ceva ce scapă de sub control. Bine, dar important de precizat și de înțeles și faptul că, până la urmă, într-adevăr, nu este 100%, nu stăm puterea noastră să evităm virusul, dar, cum a spus și noastră, atunci când știm că am luat toate măsurile care au depins de noi, probabil nu mai ajungem la acea autovinovățire. Așa ar trebui, dar învinovățirea poate să vină din partea celorlalți. Dacă știi Exact. că te-ai infectat, cumva ceilalți se vor uita la tine altfel. Dacă știu eu că ai făcut tu ceva de te-ai îmbolnăvit, ok, poate Sau am că n-ai făcut, dar făcut. poate nu-mi dau seama. Dar poate totuși n-am făcut și s-a întâmplat oricum, pentru că lucrez într-un mediu turist mai mare, pentru că trebuie să stau nu știu câte ore undeva, poate pentru că am ochelari și e greu să găsesc o poziție în care să pun masca corect fără să se aburească și Da, tot știu că așa. Și depinde. e foarte... Da, știu, asta e, cred că, cel mai complicat moment al existenței persoanelor care poartă ochelari acum, sta cu măștile. Revenind la comportament și că aminteam mai devreme de prima parte, atunci când a început această pandemie, foarte mulți am apelat la comfort eating, am început să mâncăm foarte mult, era un mod în care ne reglam emoțional. Aș vrea să vă întreb acum, după 9 luni de la declanșarea pandemiei, sunt românii mai atenți la ce mănâncă, mai dornici să mănânce sănătos, mai ales că în prima parte foarte mulți am dat buzna în supermarketuri și am cumpărat alimente poate nu cele mai sănătoase, orez, făină, cartofi, cu foarte mulți carbohidrați. Cei care au apelat la comfort eating în prima perioadă s-au cam săturat de asta și acum vor și să mănânce sau să mănânce mai sănătos sau au deja, că se văd deja efectele acelui stil de alimentație și încearcă să le regleze, că trebuie să uităm dincolo de faptul că s-au cumpărat foarte multe alimente cu carbohidrați, indice glicemic ridicat și poate neapărat sănătoase, pentru că nu s-au cumpărat alimente perisabile. Starea de fapt de acum e însoțită pentru multă lume și de o lipsă aproape totală a activității fizice. Nu, pentru toți cei care lucrează de acasă după o perioadă de activitate destul de lungată, e destul de greu de gestionat până și viața asta de zi cu zi, statul pe scaun și între patru pereți timp de 24 de ore, adică vine cu niște efecte pe care nu aveai cum să știi că există înainte, că nu le resimțeai și nu erai pus în situația asta. De exemplu, să revin la un exemplu personal, am trecut de la 5 antrenamente pe săptămână, că și instructor eram de fapt înainte instructor sportiv, la stat pe scaun foarte mult timp, mers nici măcar până la mașină și toate astea se resimt. Și din punct de vedere al alimentației, ne-a ajutat cumva că starea de urgență și prima parte a pandemiei au venit totuși într-un sezon bun în care mâncarea sănătoasă era destul de accesibilă, în care te duci în piață și trebuie să-ți cumperi roșii, aveai roșii de la producători, erau prețuri mult mai bune, cel puțin toată vara până acum recent s-au întâmplat toate lucrurile astea. Acum o să devină mai greu să mănânci sănătos pentru mai multă lume, pentru care mâncatul sănătos în principal înseamnă fructe, legume proaspete, pentru că nu mai ai acces la atât de multe, la același preț și în aceleași condiții și în general nu se mai duce lumea acum atât la piață, că nu mai e oferta de atunci. Dar, pe de altă parte, pentru cei care au mâncat sănătos atunci, la început, cred că există cumva acum o revenire la obiceiuri mai sănătoase, să existe măcar o periodicitate din asta de comfort eating, pentru că ok, îți asum că faci asta o perioadă, dar nu se mai termină lucrurile. Vine valul 2, se vorbește deja, de fapt a venit, se vorbește deja de valul 3. Ce facem? Cât putem să o ținem așa? Că mâncatul acesta disciplinat nu cred că stă în fire nimănui, dacă nu e cineva cu practici extrem de radicale de viață și de sănătate. Și atunci avem ambele situații. Adică am mâncat mai sănătos și acum se încearcă asta, dar nu știu cât de mult timp vom reuși să ne mai ținem de mâncatul ăsta sănătos în lipsa aceleași bogății de alternative pe care o aveam până acum.
Bun, deci am înțeles, de mâncat am avut un pic confortul ăsta de a nu mânca foarte sănătos la început, după aia ne-am dat seama că nu putem să o ținem așa. Cu sportul nu prea mai avem acces la sala de sport, dar o parte dintre noi am început să facem sport acasă. Cum facem cu dinamica relațiilor? Pentru că omul este prin definiție o ființă socială. Cum s-au schimbat relațiile în familie, cu prietenii, colegii, cu superiorii? Cum ne reglăm din punctul ăsta de vedere? Cred că a fost nevoie și în continuare nevoie în toată perioada aceasta de muncă emoțională foarte, foarte intensă pentru multă lume. Pentru că inclusiv acolo unde sunt familii cu legături emoționale stabile și care se înțeleg bine și unde există, zicem, armonie, dacă treci de la văzut 2 ore pe zi după birou, 2-3 ore plus niște weekenduri la stat, 24 de ore cu aceeași persoană între 4 pereți, încep să devină, să apară fricțiuni și anumite probleme și acolo. Și atunci, ca să poți să susții toate relațiile acestea cele mai apropiate, trebuie să muncești poate mult mai mult acum, când e nevoie de coabitarea asta continuă cu partenerul și cu familia, de care nu era nevoie înainte. După aceea sunt relațiile mai îndepărtate cu membrii mai vulnerabili ai familiei, cu părinți, cu bunici, mai ales dacă ei stau singuri, care acum trebuie întreținute și trebuie găsit un echilibru între cum să faci să le asiguri celor din jur, celor dragi, o bunăstare și fizică, dar și emoțională suficientă, dar totuși să-i și protejezi. Și e greu de făcut asta, pentru că sunt oameni care au foarte apropiați de familie, care acum nu le mai văd aproape deloc, nu-și mai văd părinții, pentru că ei umblă în continuare, trebuie să ducă la locul de muncă și vor să-i protejeze, dar pe de altă parte trebuie să-i întrețină. Și atunci se duc, le duc de mâncare, dar stau cu masca, nu intră, vorbesc mai mult la telefon. E extrem de complicat de susținut și va fi în continuare nevoie de un sistem de foarte, foarte muncă, multă muncă emoțională în sensul acesta, să putem să întreținem relațiile. E o problemă mare aici la partea emoțională, cred că mai mult pentru tineri și poate cred că oamenii în jur de 30 de ani care poate n-au neapărat o familie stabilă sau au tot felul de practici din asta, de dinamici relaționale mai moderne, care se alimentau prin interacțiuni de scurtă durată, nu știu, mergeau foarte mult la petreceri, cluburi, ieșiri, în tot felul de locuri și experiențe care acum nu ne mai sunt accesibile și care s-au trezit deodată, să zicem, sărăciți emoțional și cu nevoie mai mari de conexiune profundă. Și chestiile astea și trebuie construite și cine nu le avea și-a dat sigur seama că ar fi bine să le aibă și să lucreze la ele, numai că e un pic mai dificil de ajuns la asta acum. Asta cred că e cea mai mare problemă acum la care mai avem cu toții de lucru. Cum facem să ne menținem în cer social destul de stabil și cu care să putem să discutăm pe urmă și de lucruri triviale, că asta e destul de simplu de făcut și la locul de muncă, dar și de ce angoasă existențială de care avem parte din belșug în perioada aceasta. Aș vrea să punctăm, că ați amintit mai devreme de locul de muncă și faptul că mulți lucrăm de acasă. Cum suntem afectați? Sunt locuri de muncă, spuneam, privilegiate, unde pot să-ți permiți să lucrezi de acasă, dar sunt locuri de muncă unde nu se poate întâmpla asta. Adică sunt în continuare armate de oameni care trebuie să meargă, mai ales unde se lucrează în producție, de exemplu în curierat, în tot felul de medii, unde trebuie să ducă în continuare acolo. Și problema apare, cel puțin acum când sunt școlile închise, pentru cei care au copii. Ce faci când copilul trebuie să rămână acasă și n-ai unde să-l duci, dar tu trebuie să te duci la serviciu și văd asta chiar în clasa fiului meu care e în clasa 0 acum și are colegi care stau toată ziua, toată dimineața singuri în fața calculatorului pentru că părinții trebuie să ducă la serviciu și trebuie să învețe să facă școală online. Și dacă munca de acasă pentru cine și-a permis să o facă a fost o schimbare mare, dar poate nu atât de mare ca înainte, pentru că, până la urmă, cine lucrează de acasă putea să o facă și înainte cu un calculator și s-a adaptat ceva mai ușor, care avea și competențe digitale, avea și niște fluxuri care au putut fi digitalizate. Pentru ceilalți, unde avem un mic, cineva stă acasă, cineva nu stă, e extrem de dificil de gestionat și acolo toată povestea asta. Și trebuie găsit și aici un fel de echilibru, dar din păcate, asta chiar e un caz în care nu ține aproape deloc de noi, pentru că nu noi alegem dacă putem să lucrăm de acasă sau nu, decât cu foarte mici excepții, ci
fie angajatorul, fie statul, dacă vorbim de sectoare de activitate care au fost închise, nu noi alegem dacă ne ducem copilul la școală sau nu, cel puțin în perioada asta când e tot închis în mod oficial, și atunci trebuie să ne luptăm cu toate constrângerile acestea care vin din exterior și să găsim o modalitate de a ne duce, de a continua existența cât de cât, cât mai aproape de cum o făceam până acum. Dar ce impact credeți că va avea acest lucru asupra felului în care copiii învață, relaționează, în care percep munca, familia, responsabilitățile? La noi, și când spun la noi, neapărat nu doar în România, ci în general în societatea occidentală, învățatul e văzut, cel puțin în spațiu public, o activitate complet, îmi permiteți cuvântul, dezincorporată, pe care poți să o faci doar cu mintea. Teoretic, se crede că dacă stai în fața unui calculator și îți arată cineva niște lucruri, poți să înveți să le faci așa. În cele mai multe situații, cel puțin acolo unde avem de-a face cu materii presupus teoretice. La sport, de exemplu, s-a râs în momentul în care s-au introdus manualele de sport, s-a întrebat de ce facem asta, dar avem de fapt aceeași situație peste tot și cred că problema cea mai mare care apare în perioada aceasta este la copiii în clasele mici, cred că până în clasa 6, chiar și a 8-a, unde nu există nici abilitățile de învățare deja deprinse și nu există nici măcar abilitățile elementare de care avem nevoie pentru a putea continua procesul de învățare. Acolo unde se învață totul de la zero, cred că vom avea de-a face cu niște generații de copii, cel puțin două generații, cred, care vor fi profund afectate și vor avea un decalaj pe care nu știu cum îl vor mai putea recupera. În Marea Britanie, de exemplu, sau se fac niște valori naționale și la ultima s-a văzut că tinerii, de fapt copiii din clasele 5-6, dacă țin bine minte, au avut niște punctaje la aceste valori care erau similare cu cele ale copiilor cu 2 ani mai mici, un an în urmă. Și evident că aici gurile rele pot să spună cum poți să pierzi 2 ani în 3 luni, dar uite că avem de-a face cu niște abilități care sunt dependente de un proces de învățare continuă și chiar și 3 luni de vacanță, dacă nu mai faci nimic, sunt suficiente ca să poți să uiți foarte multe lucruri din cele pe care le învățase înainte și unde avem lucruri care se învață pe parcursul a 2, 3, 4, 5 ani și nu vorbim doar de capitale din manualul de geografie de clasa 5 sau nu știu ce lucruri din astea foarte punctuale. Acolo e suficient să întrerupi sau să nu faci de la început bine ceva ca să te întorci aproape de la zero. Și astea sunt lucruri care nu se rezolvă cu școală online, pentru că avem nevoie efectiv de lucruri cu cineva și învățatul la vârste mici, un fel de ucenicie în care trebuie să fie cineva care să te ia de mână, care să-ți arate cum să faci lucrurile, cum să interacționezi cu toate obiectele care permit învățarea, de la răsfoit cărți, la ținut creionul în mână, la scris litere, cifre și interacționat cu toată materia asta, cultura materială din școală și din universul de învățare. Și aici, din punctul ăsta de vedere, e foarte problematic. Din punct de vedere al relațiilor sociale, nu mai spun, pentru că toți copiii ar trebui să învețe și prin relaționare cu ceilalți. Și așa învață, de fapt, să relaționeze, să-și creeze relații sănătoase. Și acum nu mai au acces la asta. Nu poți să ai pretenția de la copii de 5, 6, 8, 10 ani să învețe socializare și să învețe lucruri și trai în societate împreună cu alți copii stând pe Zoom în fața calculatorului. Asta nu se poate întâmpla și aici nu pot nici părinții să compenseze, din păcate, decât parțial. Și asta cred că o să ducă la un decalaj și cred că e nevoie ca toți părinții care nu și-au dat seama deja de asta să aibă foarte mare grijă la ce fac cu copiii și cum încearcă să compenseze toate aceste lipsuri care înainte erau acoperite de stat și de școală și acum trebuie să fie compensate pe cât posibil acasă, la domiciliu, cu resursele proprii. Bine, cred că e destul de greu pentru un părinte să îl poată face pe copil să fie foarte atent la ore, deși nu este în clasă, și mai ales cât e vorba și de lipsa de autoritate a profesorului până la urmă, că una este să-l vezi față în față și alta este să-l vezi printr-o cameră a tabletei sau a laptopului. Voiam să mă întreb dacă există părți benefice ale faptului că, dacă putem să vedem, să le vedem, că elevii învață de acasă. Aș fi înclinat să spun în mod clar că ajută la deprinderea unor competențe digitale, dar din păcate nici asta nu cred că e așa, pentru că și competențele digitale trebuie
învățate de cineva ca să le poți deprinde. Trebuie să nu suficient să știi să deschizi un calculator, trebuie să poți să și înțelegi ce se întâmplă acolo, nu e suficient să poți să citești ceva, trebuie să, cum să cauți niște lucruri. Și România, dacă nu mă înșel, e pe ultimul loc în rândul tinerilor în ceea ce privește competențele digitale, conform ultimului barometru al Uniunii Europene al Eurostatului. Și dacă la tineri e problema asta, nu știu cum arată, pentru că nu știu dacă avem date, și posibil să avem la adulți, inclusiv la corpul didactic, cei care încearcă să învețe copiii acum materia pe care o predau înainte față în față online. E nevoie de o cu totul altă abordare, nevoie de alte instrumente și, din păcate, România nu e pregătită pentru așa ceva. Nu doar noi, dar noi clar, toate datele arată, suntem undeva pe la coada clasamentului, cel puțin în ceea ce privește Uniunea Europeană. Și atunci, ce învățăm din asta? Cred că învățăm să ne adaptăm unei mai degrabă unei situații neprielnice, decât să deprindem niște abilități din acestea utile pe termen lung. Partea bună cu învățatul acasă, pentru cei care au deja o anumită disciplină și abilitățile necesare, că poate ajută să facă niște lucruri singuri, dar care nu e neapărat un lucru bun. Din păcate, că nu știu dacă ar trebui să poți să înveți să faci de la vârsta asta anumite lucruri pe care trebuie să le faci cu alții singuri, dar e un compromis acceptabil în situația aceasta. Pentru adolescenți, cred că e și mai complicat acum, apropo de relații și de relațiile cu prietenii și de relațiile cu familia, că e perioada aceea vieții în care cumva încerci să te... Adică ai mai multe conflicte cu părinții, stai mai mult cu prietenii și acum majoritatea sunt pedepsiți, practic trebuie să stea la domiciliu, nu mai poți să iasă din casă. Și aici cred că amplifică cumva toate problemele astea ale vieții de adolescent și ne plângeam înainte, noi, în general, societatea se plângea că tinerii stau prea mult în fața calculatorului, acum îi obligăm să facă chestia asta. Și dacă înainte credeam că acest lucru are niște efecte negative asupra dezvoltării lor, nu știu ce se întâmplă după perioada aceasta îndelungată în care chiar unii dintre noi își doresc ca ei să facă asta și să nu mai iasă cu ceilalți. Exact cum s-au întors rolurile. Vreau să punctez că ați amintit mai devreme de faptul că probabil în această perioadă mulți elevi își dezvoltă competențele digitale. Aș vrea totuși să punctez și faptul că în România sunt foarte mulți elevi care nu au o tabletă, nu au un laptop. Și să ne uităm cumva la o imagine de ansamblu asupra țării noastre în perspectiva aceasta. Că până la urmă, acei copii care nu au acces la tot ce înseamnă mediul digital, de bine, de rău, se duceau acolo în clasă și mai învățau câte ceva. Da, asta e o altă problemă care ține de cum e structurat sistemul educațional la noi. Din păcate, modul în care el construit și a ajuns acum e unul extrem, extrem de inegal, în care avem toți tinerii cu posibilități și resurse, și nu vorbim doar de resurse materiale, ci și de resurse sociale. Ajung toți la anumite licee în care sunt foarte bune, unde vrea toată lumea să se ducă de la profesori la elevi. Și asta înseamnă că avem în țară licee și școli în care ajung și tineri nepregătiți și oameni nepregătiți și care, din păcate, dintr-o împrejurare de genul acesta, pleacă de acolo și mai nepregătiți decât erau înainte. Și cumva școala la noi oricum nu face decât să adâncească niște inegalități. Acum pandemia o va face și mai rău, pentru că dincolo de accesul la tehnologie, care e problematic, toate încercările de a rezolva situația asta acum s-au redus la cultură materială, la obiecte. Dăm tablete copiilor, deci vor putea să-și desfășoare activitatea online. Dar, în primul rând, tableta nu e laptop și ce tabletele dăm și ce facem cu ele și acces la internet acolo sau nu, asta sunt întrebări la care ar trebui să găsiți sau rezolvat răspunsul dinainte. Dar, după aceea, cealaltă problemă este a know-how-ului și a posibilităților care există în familie, pentru că familiile care nu au tablete și nu au resurse digitale pentru copii sunt, în general, familii și în care nu există nici măcar competențele digitale la părinți. Atunci tu oferi niște, să zicem, infrastructură, o duci acolo unde nu exista, dar o duci în mijlocul unor oameni care nu știu să o folosească, nu au resurse nici de timp, nici de cunoaștere ca să-și ajute copiii să le folosească și n-ai rezolvat, de fapt, nimic, din păcate. Și asta e una dintre problemele mari cu alte probleme mari care vin, cum spuneam, din modul în care structura sistemului educațional, cu ce se va întâmpla cu copiii aceia după un an, după doi, pentru că vor rămâne și mai mult în urmă.
Poate că ajungem la un punct pozitiv apropo de pandemie, cumva ne-a și obligat să încetinim ritmul vieții și să fim mai atenți la valorile în care credem, poate la sănătatea noastră, la relațiile noastre. Din perspectiva noastră, ce efecte pozitive ar trebui să punctăm? Cred că reașezarea aceasta a priorităților e unul dintre efectele bune, dar iarăși nu știu dacă toată lumea își permite să se bucure de ele, pentru că, din nou, vorbim de o societate destul de inegală și structurată radical diferit, în care sunt oameni căror vieți s-au încetinit în timpul pandemiei și pentru care e bine că s-au încetinit. Sunt oameni care, în schimb, nu mai au, de exemplu, loc de muncă și pentru care încetinirea aceasta vine cu multe alte efecte adverse. Și sunt oameni care, din potrivă, n-au putut să-și încetinească ritmul și acum au trebuit chiar să-l accelereze. Cum spuneam, sunt domenii în care s-au amplificat cumva activitățile și în care oamenii trebuie să muncească mai mult decât înainte, și sunt domenii în care oamenii au fost nevoiți să-și accelereze ritmul ca să poată să țină pasul cu ce se întâmplă acum. Pe de altă parte, cred că cel mai bun lucru vine cumva în planul acesta al relațiilor personale, pentru că aici cam toată lumea a fost obligată de bine de rău să și le redefinească, să și le prioritizeze, pentru că nu mai putem vedea cu absolut oricine, oricând, atât de ușor. Ar trebui să încercăm să avem, și cred că multă lume face asta, să avem interacțiuni mai de calitate, chiar dacă sunt de mai scurtă durată, poate cu mai puține persoane, mult mai bune și mai profunde. Și cred că asta e principalul efect pozitiv al pandemiei. Un al doilea ar fi poate o reașezare a priorităților, de la modul în care gestionat bugetul și unde se duc cheltuielile, către multe alte lucruri ceva mai utile pe termen lung. Pentru că aveam oameni care probabil valorizau mai mult, nu știu, cheltuielile, ieșit un oraș, făcut un lucru în afara locuinței, și care acum și-au dat seama că și spațiul în care trăiește e deosebit de important, și dacă ajungi să petreci mai mult timp, poate ar fi bine să mai investești în el, că e bine să te gândești la un plan pe termen lung, dacă îți permiți asta și dacă nu îți permiți să găsești modalități de a încerca să ajungi la, nu știu, un mod de a-ți trăi viața care să fie un pic mai predictibil și să-ți oferă o siguranță și pe termen mai lung, ceea ce nu se întâmpla până acum pentru multă lume. Și cred că, în general, doar aici putem vorbi de aspecte pozitive, pentru că la nivel de valori și de principii de viață și lucruri ceva mai complicate, e nevoie de mult mai mult timp și poate de schimbări mai radicale, și sunt lucruri care nu știu dacă se pot modifica într-o perioadă atât de scurtă. Chiar dacă au trecut 9 luni de când a început toată agitația asta, e nevoie de mult mai mult pentru mulți oameni ca să poată să schimbe modul lor de a fi, că până la urmă despre asta vorbim. În timpul discuției, ascultându-vă, mi-am amintit cum eram eu atunci când a început pandemia și știu că eram și am auzit foarte mulți oameni care spuneau, eram într-un, mă luase așa un val și încercam să fac foarte multe lucruri și cumva pandemia cumva m-a stăpânit și m-a obligat să văd, să am o imagine de ansamblu, să văd unde sunt, ce-mi doresc. Pentru noastră cum a fost? Cum v-a schimbat pandemia? Cum i-ați făcut față? Cred că încă mă lupt cu asta, pentru că la început cred că a fost cea mai agitată perioadă din an. Primele 2-3 luni mi s-au mutat lucrurile pe care le făceam online, la altele a trebuit să renunț complet, dincolo unde a fost nevoie de ajustări. A fost o perioadă în aceasta de tranziție până să ne adapteze toată lumea la nou stil de muncă, în care a dus de fapt la o intensificare a activității. După care, în momentul în care am reușit și eu să mă mai liniștesc, am început să mai prioritizez și eu anumite lucruri. Cred că am învățat să spun nu mai des în perioada asta, ceea ce e un lucru bun, și să nu mă mai agit atât de mult pentru lucruri care nu sunt neapărat esențiale sau care îmi țin de viață și de moarte. Până la urmă mi-am dat seama că toată lumea poate să mai aștepte dacă nu e ceva absolut important, și cred că toată lumea și-a dat seama și la fel de lucrul ăsta și a devenit un pic mai tolerant cam un mod de lucru, și văd chestia asta undeva peste tot în jurul meu. Lumea e un pic mai înțelegătoare din multe puncte de vedere, că nu știu niciodată ce se întâmplă, cum în viața celorlalți, cum trece peste ce se întâmplă acum, dacă au cazuri în familie sau nu, dacă poate să apară oricând o carantină care să ți împingă absolut toate planurile, ți le dea peste cap. Și atunci învățăm să trăim cu nesiguranța asta și să fim un pic mai relaxați. Și pe de altă parte, ce am mai făcut a fost să mai încerc să mă concentrez mai mult și pe relațiile cu familia, cu copilul, să nu mai muncesc atât de mult
și să petrec mai mult timp cu ei. Și asta e, cred că, cel mai mare câștig pentru mine personal din toată perioada de acum. Și totuși, credeți că ne vom păstra aceste obiceiuri și după ce vom reveni la normal, când se va întâmpla asta? E greu de spus pentru că tot stau și mă întreb ce s-ar întâmpla dacă de mâine, de exemplu, lucrurile ar reveni la normal. Spune că deodată, ca prin magie, ar dispărea complet virusul și pandemia și restricțiile și riscul, nu știu, s-ar găsi o cură magică pentru această problemă. Nu știu, doză mai mare de vitamina D, că tot e unul dintre suplimentele cele mai, adică asupra care există consens acum. Și sunt și acum tentat să cred că o să ajung la într-o perioadă în aceasta de excese, să fac mai mult din toate lucrurile pe care mi le-am mai făcut în ultima vreme, să, nu știu, plecăm o săptămână, două, săptămână pe lună undeva, timp de 6 luni, de exemplu, sau alte chestii de genul ăsta, pentru că tuturor cred că le-au lipsit destul de mult de pasările și călătoriile în perioada asta. Dar, pe de altă parte, cred că e bine să ne gândim la cum putem să păstrăm toate lucrurile bune de acum și partea asta de relații și în momentul în care se încheie, cred că vom rămâne conștienți de faptul că oricând se poate întâmpla ceva de genul acesta din nou. Și aici e cheia prin care aleg să interpretez toată situația asta și modul în care mă gândesc la viața de după și cred că toată lumea trebuie să facă la fel. Ne-am dat seama cu toții că viața noastră, așa cum o știm, poate fi dată peste cap într-o secundă, practic, pentru că nimeni n-a prevăzut asta și nu a putut să se adapteze atât de repede și atât de bine pe cât ar fi trebuit ca să fie mai suportabil. Și atunci, dacă știm lucrurile astea, poate e ok că n-am reușit să ne punem niște ordine în viață, să încercăm să păstrăm ordinea aceasta și după ce revin lucrurile așa cum erau sau nou normal despre care se tot vorbește. Suntem pe finalul discuției. Aș vrea să vă rog, așa, să facem un scurt rezumat al interviului de astăzi și, dacă se poate, să le oferim celor care ne urmăresc 3 recomandări care să-i ajute în următoarea perioadă. Cred că prima recomandare și cea mai bună ar fi un îndemn la mai multă toleranță. Și asta, în primul rând, față de noi înșine. După cum spuneam la începutul discuției, ar trebui să nu uităm că până la apelul acesta la responsabilitate individuală, tot ce se întâmplă acum și modul în care vor evolua lucrurile cu pandemia ține foarte mult de niște, să zicem, un context global. Și nu putem învinovăți atât de ușor pe oricine acum pentru ce se întâmplă și ar fi bine să ne gândim la chestia asta, cum spuneam, inclusiv dacă, Doamne ferește, ne îmbolnăvim sau nu ne simțim noi bine sau avem situații mai neplăcute printre cei dragi, să nu mai aruncăm cu vina și să ne gândim că asta e, adică s-a întâmplat, trebuie să ne descurcăm așa cum putem cu ce avem acum. Pentru că dacă e să căutăm vinovați, până la urmă pandemia s-a întâmplat din niște condiții structurale care țin de modul în care e articulat acum capitalismul global și producția în momentul de față, pentru că au fost împinsă spre periferie, au fost împinse activități de producție spre periferie, au interacționat acolo cu natura într-un cadru mult mai puțin reglementat și s-a ajuns la dezvoltări de genul acesta. Și studii serioase care arată de fapt de aici vine problema globală și nu putem să învinovățim capitalismul, nici nu-i bine să o facem, nu ajută pe nimeni, nu ajută pe nimeni nici dacă ne învinovățim pe noi. E bine să avem grijă cât de mult putem de lucrurile pe care le putem controla, dar să încercăm să fim puțin mai relaxați în privința, adică măcar psihic, în privința ceea ce putem face și a ceea ce nu putem face. După aceea, cred că un al doilea îndemn ar fi să avem mai multă grijă de noi și de sănătatea noastră, dar asta nu înseamnă din nou ceva care să pună presiune foarte mare psihică pe noi și pe modul în care ne desfășurăm activitatea. Și de la o alimentație cât de cât echilibrată până la mișcarea care poate ne lipsea și înainte, dar acum se vede ce se întâmplă dacă ne lipsește complet. Cred că foarte multă lume, din câte știu, de fapt foarte multă lume a început să aibă probleme lombare și tot felul de probleme de postură în perioada aceasta. Și e bine să ne dăm seama că și dacă nu ne dă semne știu, nu arată că ar fi probleme, corpul nostru înseamnă că funcționează perfect, că stăm bine cu imunitatea, că suntem invincibili în fața orice ce ar putea să vină din exterior și să încercăm să prevenim niște lucruri înainte să se întâmple cu adevărat. Nu știu dacă m-aș mai avea un al treilea sfat, că până la urmă am vorbit despre relația cu sinele, despre relația cu corpul nostru și cu
sănătatea, tot pe linia asta autovictimizării, să zicem. Și cred că asta e cea mai bună lecție cu care putem să plecăm din pandemie, că e bine să fim mai împăcați cu noi înșine și cu ceea ce se întâmplă în jur și vina nu ajută pe nimeni. Deși noi românii cam avem obișnuința asta de ne-auto-învinovății. Am observat asta. Bun, păi a fost o discuție interesantă, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Pe final nu subliniez faptul că se apropie sărbătorile de iarnă, o perioadă încărcată emoțional, când probabil nu o să-i avem pe toți cei dragi aproape, așa că nu pot decât să recomand să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să luați lucrurile așa cum vin și să vă bucurați de sărbători. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept la o nouă ediție Sănătatea în Focus pe pagina de Facebook Secom. Până atunci, nu uitați să aveți grijă de voi și să puneți sănătatea pe primul plan.